Am regăsit, am putea vorbi despre o nuntă având în vedere faptul că relația Andreei Bălan cu iubitul american evoluează cu repeziciune. Jurnaliștii de la Spy News scriu că Andreea ar fi fost chiar cerută în căsătorie de Michael în timpul vacanței la New York. Visul artistei așadar este pe cale să se materializeze. Andreea și-a dorit foarte mult să-și întemeieze o familie. Andreea Bălan se pare că l-a cucerit definitiv pe Michael. Americanul o iubește atât de mult încât nu mai poate să stea fără ea. Ar fi cerut-o de soție la sfârșitul ultimei vizite pe care Andreea a făcut-o în Statele Unite. Surse din anturajul celor doi spun că Andreea ar fi dat un răspuns afirmativ, dar cântăreața nu a confirmat nimic până acum. Uite, peste un an vino și întreabă-mă când mă mărit. Vestea a ajuns repede și acasă la părinții Andreei, care vor ca fiica lor să fie cerută în căsătorie conform tradiției. În mod normal, așa cum e datina. Deci, noi suntem mai... tradiționaliști. Mai tradiționaliști, da. Andreea Bălan și Michael au o relație de câteva luni. Povestea lor de dragoste a început în vară la Barcelona, în timp ce Andreea se afla în vacanță. De atunci, cei doi sunt de nedespărțit și se vizitează cât pot de des.